Jandarmeria română riscă să rămână fără conducere. Mâine este ultima zi de interimat pentru șeful jandarmeriei Sebastian Cucoș. Chiar dacă Ministerul de Interne a declanșat procedura de avizare din timp, președintele Klaus Iohannis nu a dat undă verde pentru aprobarea definitivatului. Acesta a declarat că numirea noului șef va fi făcută după ce procurorii militari vor finaliza ancheta privind intervenția forțelor de ordine la protestul de vineri. Având în vedere evenimentele din data de 10 august anul curent, din timpul protestului din Piața Victoriei, în care a fost implicată jandarmeria română, se impune ca luarea unei decizii de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării privind numirea colonelului Cucoș Gheorghe Sebastian în funcția de inspector general să se realizeze după pronunțarea organelor judiciare abilitate cu privire la legalitatea acțiunilor jandarmeriei române. În acest context, problematica în cauză poate fi supusă analizei și deciziei CSAT în cadrul unei viitoare ședințe, luând în considerare și concluziile anchetelor organelor judiciare competente. Au transmis reprezentanții administrației prezidențiale, iar până la numirea unei persoane, interimatul trebuie asigurat de Ministrul de Interne, mai precizează comunicatul. În ceea ce privește problematica interimatului funcției de inspector general al jandarmeriei române, se impune precizarea că președintele României și Consiliul Suprem de Apărare a Țării nu au atribuții legale potrivit legislației în vigoare, aceasta fiind de resortul Ministrului Afacerilor Interne, conform prevederilor articolului 6 din legea numărul 550 din 2004, privind organizarea și funcționarea jandarmeriei române. Se încheie comunicatul administrației prezidențiale.